Uite, a avut o idee năstrușnică Roberto să facem un battle, să facem două sisteme șmechere. Treaba e destul de simplă. Eu și cu Mădălin o să avem așa o provocare din asta, să ne batem ca Curie, cum s-ar zice. Nu o să știm unul ce face celălalt. Stai un pic, nu mai suntem frați? Sau cum? Suntem frați după emisiunea asta. O să încercăm să facem un sistem pe Intel, unul pe AMD. Nu știm cine o să-l facă pe care dintre ele. Tragem la sorți, adică asta vreau să zic. Tragem la sorți. Și de asemenea vom avea fiecare dintre noi câte un coechipier, astfel încât vom fi de fapt două echipe. Prima oară alegem coechipierul, da? Formăm echipele, da. După care vedem pe ce platformă mergem. Am un 50 de bani, puteți să dă cu bani, de? Cu bani? E mai simplu. Găină, că tot am fost la IFA, mi-au rămas 2 euro. Mamă, aruncăm cu euro? Cu euro acum, nu? Dați voi doi și cine câștigă e în echipă cu ăla care câștigă între noi doi, l-a dat cu bani. Ok, alege, mă. Ce alegi? 2 euro sau... 2 euro. 2 euro? Da. Ok, hai. Eu. 2 euro să facem. Tot 2 euro. Bă, ce oameni mâncați. Ăla. Deci eu cu Bogdan. Eu cu Bogdan și Roberto cu Sky. Sky. Asta. Bun. Păi ce mai facem pe deja aici? Nici eu știam. Înainte să prezinte băieții, hai să alegem și ce sisteme o să facem. Da, hai. 2 euro AMD-ul. Tu dai și... Gata, ok. Intel. Intel. Hai. Intel. Ideea este că nu vrem să demonstrăm care este cel mai bun sistem. Să vedem ce putem alege în bugetul de 6.000 de lei. O să-i provocăm și pe cei care se uită la noi. Să facă ei un sistem mai tare decât ce am făcut noi aici. Dar tot în bani ăștia. E foarte frumoasă intenția ta de a câștiga, dar am un coechipier pe care am nou. Da, e adevărat. Problema nu e dacă vom câștiga, ci cât de tare vă vom bate. Am înțeles. Bun. Hai să îi lăsăm pe băieți să se prezinte. Bună ziua, mă numesc Popică Ciuline, mi se spune de către prieten Sky, sau pe scurt Sky, și am venit aici ca să ne jucăm. Eu am venit că am crezut că ne batem, nu că ne jucăm, dar în fine, se pare că am venit. Ia mă și, dar nu mă, dă invers, dă invers. Eu sunt Bogdan Pricope, sau IT pe pâine, sau mașini pe bune, sau mă ocup de foarte multe chestii. Sunt pasionat de mașini și de tehnologie. Și pentru partea cu tehnologia, am venit aici să ne batem. Începem? Da. Știi bancul cu Albina? A? Albina, nu. Roiu. Roiu. Am făcut echipele, da? Facem wishlist-ul. Avem un buget de 6.000 de lei pentru sistem, după care vom instala Windows-ul, vom instala joculețe softuri, vom testa și vom vedea care, ce și cum e mai bun. Vor fi două platforme rivale, două echipe puternice. Noi vom alege să facem un sistem AMD K6-2 cu Intel 740 AGP. Bun asta! Vă spun din start. Bun asta. Putem să filmăm un pic mai târziu? Athlon 64? Da, 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 am acasă. O să câștigăm. Nu, mă. Pe bazar, pe bazar. Da, 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 noi câștigăm. Deci te mănâncă pielea rău de tot. Alege. Ce alegi? 2 euro înseamnă că eu rămân aici. Și ăsta înseamnă că eu mă duc sus la etaj, da? Ok. Mă, cum a fost ăsta? Rămânem aici. Suspans. Haide! Să știi că mi-e milă un pic. Un pic de tot. Mie nu. Mie place să câștig, deci nu. Hai să ne gândim întâi cam cum vrem să fie sistemul ăsta. Putem să ne batem foarte lejer pentru performanța multithread, dar pentru jocuri eu cred că trebuie să anticipăm ce vor face ei și să venim cu o placă video mai sus. Da. Fă și mie un pic de loc, că mă simt așa, zici. Hai, Trăiță, nu încoace, vină mă de lângă. Știi ce e foarte mișto? Că mai devreme mă uitam, culmea, mă uitam la Intel. L-ați hotărât deja la procesor? Sincer, da. Am adăugat 7700K. Okay. La plăci de bază i-am dat adineaur filtru pe 1151 și mă gândeam la o placă de bază care are 4 sloturi de RAM. MSI sau Gigabyte? Care e cel mai ieftin? Gigabyte să-i fie numele. Hai să ne alegem întâi o placă de bază, zic. Aș vrea să aibă USB C. Ok, vrei să aibă USB integrat? Da. Deci luăm un ASRock A320M Pro 4. Bun. Mai punem procesor. Copila. Deci luăm un 1600.
Cât luăm? 16 GB ar trebui să luăm. Uite, eu văd asta, a data. La memorie. Ce ai dat? 16 GB, da? 16 GB de 4, okay. Culmea, singurele pe stoc sunt la 3000. Căutam un maxim 2400. Pentru că e mai ok ca preț. Hai să vedem. 8 GB, bun. Ori 2. Aia. SSD. Ce avem? Eu ar zice la SSD să mergem cât mai... Cât mai low? Cât mai low. 120 de giga e suficient pentru sistem și 2-3 aplicații, 2-3 jocuri. Hai să luăm un SSD de 240, 200 și ceva, nu? Da, 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 da. Da, cel mai ieftin. Cel mai ieftin de 1080 cât e? Uite, m-a ajuns să stai. Este 2682. Bag. Ok, mai sursă. 426, modem Volcano. Păi aia e bronz, 520 bronz, nu vreau. Deși are eficiență 87%. Să alegem la sursă. Ia uite. Aia. Ia uite ce frumoasă e. Bun. Ups. 299 de lei peste. Mergem dacă pe SSD? Scoate hardul, da. Ia să vedem. Odată 50 de lei vin de aici. Niște beculețe, niște un tub cu vopsea, să-l facem albastru ca al nostru Inter. Ok, am făcut wishlist-ul, iar în wishlist, care este 5969, avem carcasă Thermaltake Versa H34. Eu nu știu de ce am ales o carcasă de 290 de lei. Păi da, ce vrei mai jos? Suntem restrânși de buget. La carcase o să avem de unde să alegem. Carcasa noastră să fie Shark un VG5W Red. Vine cu 3 ventilatoare roșii, perfecte pentru Ryzen. Între timp am mai schimbat memoria, am pus un quad channel kit de 2800 de MHz și avem 5774. Bun. Avem loc de M2. Mergem la un VD Blue, uite. Gata. 5876 de lei. Mamă, ce mai putem pune? Mamă, ce mai punem? Niște RAM la 3200. Ia să vedem. Memorii RAM roșu, hai să vedem. Roșu. Luăm procesorul ăla pe care m-ați omorât cu el. Ah, uite-l. Okay. A, 5969, deci mai avem 30 de lei. Tot 30 de lei mai avem, dar am trecut de la 7700 la 7700K. Deci tocmai am realizat că placa pe care o luasem noi, 1070, era aceeași preț cu 1080. La același preț. La ce mai putem umbla? La placa de bază. Hai să spunem oamenilor ce avem până în momentul de față. 7700K cu 1080, 16 GB de RAM, da, el s-a 16 GB și un SSD M2 de 120 de GB. Fără carcasă. Eu aș renunța la M2-ul ăla. Și pui ce? Sata, nu e mai ieftin. SSD. Mă, avem 89 de lei. Găsești și tu o carcasă. Ia de pastă. 9 lei. 8 lei 34. Deci, e carcasă Segotep Racing. Carcasă adevărată, 93 de lei. Carcasă adevărată. De 90 de lei cele 2 ori HyperX Fury Black, 8 GB la 2400. Da? SSD Western Digital Green 220 pe M2, 7700K, plac de bază Gigabyte GA B250M de 2V, GeForce GTX 1080 și sursă de 700 de W. Am luat și am pitrocit tot și am scos placa video din comandă și am înlocuit-o cu asta. E tot 1080, are frecvențele un pic mai ridicate. Pe procesor, GPU bus cu locul este și el un pic mai ridicat și are și un surplus de MHz pe memorii. Minunat. Asta e wishlist-ul final până când decidem să-l schimbăm. Așa, avem așa. Sursă de 520W de la Seasonic, placă video GTX 1080 Armor OC, carcasă Shark un VG5 a rămas, procesor Ryzen 5 1600, placă de bază B350M, asta am schimbat-o. 3200 DDR4 16 GB și un SSD VD Blue 250 GB. Foarte tare, abia aștept. Să ne rupem un figuri. A ieșit bine ce a ieșit. Ei cred că au plecat de la placa video. Oh, e Madalina acolo. Nu vă uitați la el, nu vă uitați. Nu știm nimic, hai să mergem mai departe. 4, 2, 4, 2, 7. Norocul nostru e că mai avem vreo 30 de lei. Nu am pus la socoteală că ăsta e box. Vedem cum merge sistemul. 7700 cu un cooler stock de la Intel. Sursă și carcasă și am terminat. Frumos sau ce? Bebelușul nostru e deja strâns pentru că am pile aici la depozit. Avem procesorul, da? Ryzen 5 1600. Memoriile.
Uite super SSD-ul nostru pe care l-am luat pe M2. Sursa noastră Seasonic de 520W, placa de bază de la MSI, B350, GTX 1080 de la MSI, varianta Armor. OC. Acum mai e o problemă. Am toate astea, dar nu e carcasa aici. A venit și carcasa. It's clear, nu e nimeni pe aici. E ok? E secure? Și hai să vedem ce am ales. Avem o dată i7-7700K, avem Simplicity-ul de la High Power 1080, Armor, varianta OC de la MSI, SSD 2M2, 16 GB DDR4 la 2400 și mititica asta mică, n-avem nevoie de mai mult, chiar n-avem nevoie de mai mult, nu facem OC sau alte nebunii de genul ăsta și evident cea mai tare carcasă, cea mai tare carcasă ever. Vrei să vezi? Da. Ia uite-o. Sursă sus. Loc în spate e un pic. Am venit cu kitul de supraviețuire al oricărui om care asamblează. Să nu mai stăm să mai zguduim. Hai să punem placa de bază prima oară. Că au arătat apă, ia uite ce mică e. La ce ne-am uitat noi, mă? N-are M2. Și care e norocul nostru că n-am desfăcut ăla și putem să-l înlocuim. Am găsit ăsta. Ăsta exact ăla de la care ne uitam exact, să mai tragem exact, în jos. Exact. Un leu. Și am tras în jos un leu. Bun. Memory Lily. Am văzut și eu în comentarii, să știi. Eu îl stimez pe Mădălin, stimez pe Bogdan, dar parcă mi s-a acrit de Intel. Bă, deci de n-am alergat pe scările astea, dar m-au găsit toate boalele. Iată. Asta e culorul tău de 30 de lei, trăiți. 30 de lei mâncați așa, 30 de lei. Asta e poziția. Uite, avem aici ăsta de M2. Jur, atâta? Te las pe tine dacă se strică ceva. Clar. Tragem de clemă și avem procesorul pus. Iaci! Ai pus-o? Bravo! Ne punem și pe a doua. Nebunia! Și îi dăm... Și nevoie de două persoane să punem. Da, normal! Hai să le punem frumos aici. Foarte simplist. Băi, muncă în echipă, băi, nu... Nu vrăjeau. Asta nu mai trebuie. E pus jos! Da, cheia mea, bătul. N-am mai asamblat un PC din liceu. Bogdane? Ce s-a întâmplat? Eu ăsta o să-l scot. De ce? Pentru că mă enervează. Hai să vedem frumusețea, hai să vedem frumusețea. Da! Plache! Oh, da! Uite, vezi? Da, pe unde au intrat alea de venturi, dar astea nu o să le băgăm în veci aici. Îmi face un traseu pe aici, foarte dubios. Taci, taci, nu mă enerva. Taci, taci, acolo, taci! Mă. Vezi? Păi deci, văd, tu vezi? Deci tu îți dai seama ce am făcut noi? Am băgat un 1080 în carcasa asta. A zis, ține de aici. Înțelegi? Și eu am ținut, n-am știut, mă uitam la tine că vorbeam cu tine și a făcut decât fin. Hâț! Și a intrat placa. Dați-mi niște cablu să vă arăt cum să taie. Băi, ne-a găurică. Hai mă, nu-l lăsăm așa? Nu. Bine. Și că auzi, bă, la bugetul ăsta ți-au rămas și piese. Da, trebuie să mai faci și lucruri trăznite câteodată, nu trebuie să fii serios. Ok. Ne pierdem că am uitat tot ceva. Băi, eu tot am uitat. Îmi pare rău. Bine, bine. Eu tot am uitat. Și eu am de la voi de sus de la tot tricoul. Da? Nesiguranță, frică. Și a făcut țac și avem placă video în sistem. Ce ai făcut, mă, cu dinții? Nu așa se face? Nu, da, și nou un stick să instalăm sistemul de operare. Unde îl băgați? Nu știu, frate, într-un din USB-urile astea. Am făcut un sistem performant, nu good looking. Stai. Bine, mă, ok, fie la pești tu. Ok? Beculește. We are doing it for
For science. For the looks. Superb, sau ce? Ce urât arată. Și acum explozia. Boom! Oh! Ce frumos! Băi, de mult am să văd lezulețele alea pe ROM. A? A? Uite ce frumos arată mâncaia și cablurile lui. Deci asta, dacă te uiți la un așa sistem în magazin, e 15 milioane. Ați văzut comentariile de la videoclip? Da. Nu vă recomand. Da. Ce carcasa neventilată? Că i-ați pus un ventilator, unul mic și pe ăla l-a spus. Mă, și oftic că n-am picat cu Ana. Ideea e că noi am făcut un sistem pe care noi l-am cumpărat, adică da, 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 da. Și noi l-am, l-am folosit. Ăsta. Băi, da. Dar se vede experiența. Da, se vede. Da, da. Da. Aruncă cu săgeți poizănoase și el. Poizănoase. E pe viață și pe moarte aici. Așa. Practic, așa. Cam așa arată un sistem pe care l-ai vrea acasă versus un sistem care e făcut pentru punctaje în benchmark-uri. Vrei pom de Dacă Crăciun? Dacă vrei un post de șemineu să facă lumină și căldură, e ok. Am înțeles. O să avem teste de gaming, teste de productivitate și teste sintetice. GTA 5, încercăm un Cinebench, încercăm și un Premiere și cam atât. De aici o să tragem concluziile, ne dăm seama care sistem este o alegere mai bună și pentru cine. Deci avem 4 clipuri 4K combinate între ele, care dădeau 56 de secunde, le-am făcut la 1 minut 30, deci și un pic de slow motion, deși nu avem frame-uri de unde să luăm, dar nu contează. Și peste o să adăugăm și o corecție de culoare. 7700K, 16 GB RAM la 2400, 1080 de la MSI OC Edition, la fel ca lor de altfel. Noi avem Ryzen 5 1600, fără X, cu aceeași placă video GTX 1080 Armor de la MSI și 16 GB RAM, dar la 3200 de MHz, un SSD de 240, F2. 250 chiar. La noi merge pe hard disk, cât fel. Primul test. Hai să dăm, primul Premier. Test. Sequence in and out, da. Da? Totul da. Este la fel. 3, 2, 1 și... Intel-ul o ia înainte, cred. Cred că o să o ia înainte. Facem pariuri, pariuri. Facem pariuri pe ce vreți voi. Ăla o ia înainte. Ok. Da, a dispărut. So close. Oh, oh, oh. Băi, oameni buni, sunt 2 secunde. Deci eu aș putea să zic că Intel nu e chiar atât de Intel, cum zice el. Primul test a câștigat Intel la o distanță... Dar diferență foarte mică. O diferență foarte diferență mică. Foarte mică. E... Dar am fost impresionat de ce a făcut R5, adică R5, da, i7, da, da, i7 da. Bun, R5 da. Middle. Da. Cinebench-ul și o să rulăm single core, multi-thread. Ok. Da. 1.8.7. 1.8.7. Vedem. Dar noi mai stăm. 135 versus 187. Și acum vrei să vezi ce înseamnă multicore? Hai, 3, 2, 1 și... Asta înseamnă multicore. Da. 1145 aici. 900. 967. Single core, 7700-le este peste 1600. Dar pe multithread, 1600-le îngenunchează. GTA 5. Totul pe maxim, atât pe display, cât și pe, atât pe graphics, cât și pe advanced graphics. În meniu aveam un 264 de frame-uri, deci măcar aici suntem egali. Da, da, da. Gata? Gata, hai, suntem bine. Tab? Tab. Enter. S-a terminat testul, hai să ieșim. Testul de GTA a arătat că da. Procesorul, mă rog, sistemul de la Intel poate duce cu în medie 5 frame-uri per secundă, mai da. Mult decât da. Sistemul pe AMD.
Deci, din punctul acesta de vedere al performanței, putem zice că este câștigător, dar diferența nu este foarte mare. E mică. Avantaje, dezavantaje pentru fiecare. Avantaje. Sistemul nostru are ca avantaje faptul că are, în primul rând, o incintă bine răcită, are un procesor multicore care duce foarte bine în task-uri de productivitate, în softuri care știu să beneficieze de multicore. Avem posibilitatea de overclock la care n-am apelat, avem mai multă stocare și frecvențe mai mari pe memorie, să zicem. Deci ce ai zis tu acum, de cât l-ai lăudat? Eu o să zic dezavantaj. În primul și în primul rând, carcasă, temperaturile sunt mai mult decât ok, atât în jocuri cât și în productivitate. Din punctul meu de vedere, ambele au câștigat. Știam că o să fie niște diferențe între Intel și AMD, dar eu personal n-am știut. Nu mă așteptam să fie așa de mici. Mie mi-a plăcut foarte mult că am abordat diferit chestia asta și am ajuns totuși la rezultate apropiate. Oricum, avem două sisteme super, super performante și atât. Felicitări Sky și Bogdan, mulțumim că ne-ați ajutat super mult!